Continuăm cu alte știri. Jurnalistul și omul politic Iurie Roșca și-a prezentat în fața colegilor și apropiaților noua sa carte, Moldova Aparte, care a devenit întreg. Cartea continuă o serie de articole publicate de acesta pe parcursul ultimilor 2 ani. Autorul menționează că articolele sunt o încercare de a ajuta doritorii să înțeleagă mai bine ce se întâmplă și cum am putea să ieșim din impasul în care ne-am pomenit. Nu oferă răspunsuri. În calitate de mediu jurnalist, eu pun întrebări. În calitatea mea de om de stat, voi da răspunsuri. Într-adevăr, mai ales vorbitorii de limbă rusă care au vorbit de la acest microfon, au menționat că eu m-am schimbat. Dacă autorul cărții este cunoscut ca om politic, cei prezenți la eveniment au încercat să vorbească despre Iurie Roșca ca și jurnalist. Pot să vă spun că din toate punctele de vedere, care nu ar fi opinia cuiva, pentru mine domnul Roșca, în primul rând, este un om de stat, apoi politician și apoi restul, pentru că anume în această categorie avem foarte puțini oameni. Practic, mi-a fi foarte greu să ajung la cifra de 5 sau 7 oameni de stat în Republica Moldova. Pe carte eu văd o încercare de a trasa acele, să spun așa, puncte de reper pentru a găsi ceea ce este comun pentru noi, în pofida faptului că prea mulți dintre noi se specializează în dezbinarea conform principiului de vide et impera. Ca și celelalte cărți publicate, culegerile date apar în limba română și rusă, însă unul dintre articole apare inclusiv în limbile ucrainană, bulgară și engleză, autorul precizând că acesta exprimă atașamentul său față de valorile creștine.